O rată uriașă a avortului în România. După 27 de ani de la Revoluție de Democrație, nu cred că este normal ca să ne mândrim că suntem pe primul loc ca număr de avorturi raportate. Dacă le mai punem și pe cele neraportate, cred că nu vom fi ajunși în următorii ani de zile niciodată. Trebuie să ne punem foarte multe probleme și să vedem ce avem de rezolvat în continuare, dacă într-adevăr vrem să avem o țară sănătoasă, un popor sănătos, pentru că din punctul meu de vedere educația și sănătatea sunt două domenii vitale pentru orice națiune de pe planetă.